Cred că e puțin strâmb. Hai să-i dăm bice. Fuci. Avem sunet, bani în palme. Bine ați venit la Stax TV, material Q&A cu Teo. Adică eu. Too fast, too fist. Too fast, too fist. Too fast, too fist. Too fast, too fit. Too fat, too fit. Too fast, too fit. Too fast, too fit. Fat, too fit. Too fit, too fat. To be fat. To be fit. To be fit, fat. Fast, fast. Am oprit avariile. To be fit, fast. To be fit, fast. Am oprit eu, am oprit eu. Eu mă bag, fac, eu centrez, eu conduc. Eu conduc, eu... Prima întrebare. Pleacă lat? Nu, nu pleacă lat. Dacă ar fi să schimb mașina cu oricare altă mașină, care ar fi? N-ai schimbat. No hands, look. No hands. Look, ma, no cât hands. De fiabil este motorul? Foarte fiabil. Gata. Gata, oamenii prostii. Gata, mă, iartă-mă. Deci ești pregătit pentru prima întrebare? Hai, să vedem întrebările. Te dai? La ce? Nici măcar la fete nu mă mai dau, curse. Că sunt însurat. Deci nu te dai, nu mă dau. Cum faci tu de le găsești pe astea și eu care mă chinui săptămâni întregi nu găsesc nimic? Ce? Cred că e vorba de jante. Cred. Băi, dacă e vorba de mașină, am căutat foarte mult. Da? Foarte mult. Dacă e vorba de jante, ce crezi? Am căutat și mai mult. Da, jantele le-am găsit printr-un mare noroc. Vreau să-i arăt soției mele ce nu permit să-mi cumpăr. Și așa am găsit pe Google din întâmplare o poză cu ele și arătându-i poza am observat că de fapt e un link de pe eBay cu ele de vânzare. Am sunat AFS, Răzvan Balaș, pac, țac, ora 1 noaptea, am cumpărat jantele. Asta e la noi în România, întreabă cineva. Mașina? Da. Da, și noi acum suntem în România, Europa, tare. Pământ, planetă, aici suntem. Ai avut probleme la motor cu consumul de ulei? N-am avut probleme la motor cu consumul de ulei. Mașina este aproape nouă, mă rog, ca nouă, are puțin kilometri, merge impecabil, n-am avut niciodată probleme tehnice. Cât a costat mașina la achiziție? Păi, preț de listă 70.000. Dar eu am cumpărat o second hand din Luxemburg, sunt al doilea proprietar și am dat pe ea 30.000. 31 adus în țară. Cât de fiabil este mașina și de ce nu RS3 modelul mai vechi? Păi, RS3 model vechi, nu există sedan, există doar hatchback. Eu îmi doream neapărat sedan. Iar sedan există doar facelift, care automat e mai nouă și mai scumpă și e undeva în jur de 70.000 de euro. Deci de două ori bugetul meu, care oricum era la limita de sus a bugetului pe care vreau să-l aloc unei mașini. Exact cum discutam și spuneam, în prima orice dublă. Român, în prima parte a filmării, orice român care își cumpără o mașină are 10.000 și își cumpără o mașină se de 12.000. Se mai împrumută de 2.000-3.000. Da, la mine n-a fost cazul. M-am asigurat că am unde să stau, ce să mănânc, cu ce să mă îmbrac, că n-am rate, că n-am nimic și atunci am cumpărat mașina, dar n-am vrut să mă întind mai mult decât aș fi putut. Cât au costat modificările? Păi, e foarte simplu la modificări. Jantele, v-am zis, second hand, 4.000 de euro. Iar suspensia tot 4.000. Bun. Restul mai de ai modificări, da, mai am. Cauciucurile, vreo 1.000 de euro. Piesele de carbon, buză, praguri, difuzor, ductail, chestii de genul ăsta. Cred că încă vreo 2-3.000 de euro, ceva de genul ăsta. Și cam atât. Dacă e ride, și este. Da, este airlift. Este un sistem airlift complet, cap-coadă și amortizoare și perne. De ce ride și nu static? Păi este foarte simplu. Mașina asta o folosesc zi de zi și destul de mult. O bag peste tot, peste tot. Și atunci era singura soluție să pot să am și o mașină frumoasă și de show și care să fie și practică de zi cu zi. Să pot să urc o bordură, să pot să parchez într-o parcare subterană abruptă, să pot să fac diverse lucruri cu ea. Ce părere ai de Quattro? Simți nevoia lui pe stradă, pe asfalt și când te-a ajutat? Bun, la mersul de zi cu zi în oraș nu se simte atât de mult. Se simte la plecare mai tare de la semafor, dar în fine, nu în așa fel încât să conteze. Singurul moment în care chiar am simțit o diferență foarte, foarte mare față de tracțiunea față a fost în plecare din același loc, iarna trecută, cu Ieta care era tracțiune față. Mă chinuiam să plec din zăpadă de 20 cm, dura 2 minute să plec de pe loc.
cu asta m-am suit în mașină, am pornit-o, am plecat direct. Deci pe zăpadă chiar ajută foarte mult 4. În rest, în oraș nu foarte tare. Se merită să ai o mașină de genul ăsta și să nu ai un garaj? Am garaj, dar ce credeți? Îmi place atât de mult mașina încât nu o bag în garaj, o țin în fața casei ca să pot să o văd de fiecare dată când ies din casă. Așa o țineam în garaj și nu o vedeam decât când plecam cu ea. Ce marcă sunt jantele și cât au costat? Da, am spus anterior, jantele sunt Rotiform. Ele de noi costă minunata sumă de 7.000 de euro. Eu am reușit să le găsesc second hand și să dau 4.000 de euro pe ele. Cât timp și bani ai băgat în mașină să arate așa cum arată? Da, cum am zis și în prima filmare... Nu mai zice, ei nu văd. Ei nu văd, da. I see a pattern here. Da, deci da. Cum am zis și data trecută... Zic la fel. Ideea este că anul trecut, în drum spre Racism, am văzut un S3 pe drum și am zis... Wow, cât de tare! Cât de mișto ar fi să fac din nou drumul ăsta la anul cu un S3 modificat, ajungând tot la Racism. Și atunci mi-am propus chestia asta și am și reușit să o fac, planificând un timp în așa fel încât să fie gata până în primăvară mașina. Mi-am comandat toate piesele din timp, așa că undeva la 6-7 luni mașina a fost gata exterior. Acum ți-ai o dat target pentru evenimentul din Polonia. Exact, exact. Am zis să am și 2 luni de zile. Exact, ai 2 luni pentru neprevăzut. 2 luni marjă de eroare, exact. Are sistem start stop engine, dacă nu te deranjează. Are sistem start stop și este cea mai proastă invenție ever. Nu e gândită cu siguranță pentru București sau pentru România, pentru că mergi un metru la semafor, se oprește motorul, mergi un metru, se oprește motorul, mergi un metru, se oprește motorul, n-are sens. Plus că se oprea motorul, nu știu dacă era de la a mea sau în general, fac toate așa, că e prima mașină care o am cu start stop. Gen, vreau să parchez lateral, băgam în marșarier și cât stătea mașina pe loc, motorul se oprea. Și cu ajutorul bunului meu prieten Daniel din imaginea alăturată și cu o cutiuță magică, am reușit să ne conectăm la mașină și să scoatem din 2 clicuri și 3 mișcări acel start-stop. Puteți să vedeți în materialul extra de la Stax despre Speed & Sound cum am absolut anulat sistemul start-stop cu ajutorul device-ului. Și am activat și daylight-ul pe spate. Mamă! Ca să se vadă frumos. Aceste S3 cu jante de Lamborghini are injectoare de aerobt sau sunt cele stock? Mamă. Da, păi a fost bună întrebare, eu am râs, am fără jante de Lamborghini sunt am simțit-o. Poate inspirație okay. De la Lamborghini, dar sunt Rotiform. Cu cât îl vinzi pe S3, că e băiat? Păi nu-l vând. Nu-l vind. Da, nu-l vând pentru că de-abia am luat-o și vreau să țin mașina până voi putea să o schimb cu una mai performantă, sper eu, electrică. E stock la motor? Da, la motor este stock. Și evacuarea e stock? Evacuarea este stock. Singura modificare pe care am făcut-o este cea mai ieftină și de efect evacuare pe care se poate face. Geamul, uite, deschid se geamul, se termină un șpot și am dat, am ocolit și groapa. DSG Farts. Gata că dacă mai trebuie să schimbe avem o treaptă. Avem discuri de frână. Da. Stoptec. Ai luat bani, mai dai 100. Suntem vezi okay. Că dai bani și la, păi la da, Q&A 50. Stoptec, Ferodo, pam, dau bani, Fetu Fit, Party Mirror. Dacă ai consum paint. De ulei? Băi, nu, consum de ulei nu. Orice mașină consumă ceva ulei, 3-4-500 de grame între schimburi. În rest, nu, am avut nicio problemă tehnică cu ea. Ce viitoare modificări vrei să-i mai faci motorului? Dacă vrei să-i faci. Păi da, în prima fază am vrut să termin cu exteriorul, pentru că oricum 300 de cai mi se păreau suficienți pentru ce am eu nevoie. Iar acum, când m-am liniștit cu exteriorul, o să mă apuc de motor, intercooler, downpipe. N-are rost să schimb toată evacuarea pentru că e modelul cu clapete. Deci intercooler, downpipe, admisie și soft. 390 de cai. Mai mult decât suficient. Cum exact. Merge pe circuit? Întreabă cineva. Pe circuit nu am fost sincer în viața mea, n-am fost niciodată. Am fost doar cu Rosiu pe Hungaroring și am rămas impresionat cu un S2000. Și am zis că acum dacă am mașină pretabilă la circuit, o să mă duc să văd cum e. Până de atunci nu? Habar nu am. De ce nu? O să văd cum se comportă și era. A fost și Fieta, acum S3, poate urma BMW sau Mercedes? BMW sau Mercedes nu cred, foarte, foarte slabe șanse. Nu îmi plac foarte tare ca design, ca interior. Îmi place foarte mult Audi și sper să fie tot ceva din gama Audi. E bună de daily?
Este foarte bună mașina de daily, este confortabilă, are puterea necesară atunci când ai nevoie de o depășire, consumul este absolut decent, este foarte tare că are Audi Drive Select și poți să mergi cu ea pe individual și să nu se mai audă absolut deloc evacuarea sau să o dai pe dinamic și să se audă foarte plăcut, în funcție de ce ai nevoie. Consumul este foarte ok, undeva la chiar sub, foarte puțin sub 10% la mers normal în oraș sau undeva la 14-15% pentru un mers mai sportiv. S-a oprit toată lumea să trecem noi. Mi se pare și corect. Chestia asta, uite, îmi scrie cineva aici, Audi, dar nu vedi. Cam câte priviri întoarce? Adică așa, când mergi cu mașina, observi că se uită oamenii după ea, le cade mandibula, păi, le ridici? Nu știu. Te opriși la ridici mandibula la semafor? Da, nu știu. M-am obișnuit să am mașini modificate care atrag atenția și nu mă mai uit neapărat după chestia când asta. Când ești vedetă și ai și mușchi. Da, normal. Și ai și mașina exact, modificată. Exact, sper să se uite după biceps. Da, după și ai mașina. Și mașina modificată, deja ești obișnuit să se uite lumea la tine peste tot. Și atunci nu mai dai seama când tu de da, toată știu, viața nu, ta faci asta. Nu am urmărit dai asta. Dai seama cât de greu e să-ți mai dai seama dacă se uită lumea la tine sau nu. Da, mă, se uită mai mult când mașina e parcată și lăsată pe burtă, da. Și nu prea înțeleg cum funcționează. Dar da, se uită. Cât și scoate 0-100? Trebuie să facem dreapta aici, ai uitat? Aici da, stăm? Aici stăm aici. Gata, da. Uite, dăm un marșalier. Păi 0-100 nu știu, cred că are undeva la 6,5 secunde, cred. Dar nu cred că ajută pe nimeni. Care au fost plusurile și minusurile pe care le-ai observat la S3 față de Ieta? Păi ar fi doar plusuri din ce am observat. E mai nou, are mai multe dotări, e mai puternică, arată mai bine. Singurul dezavantaj, ca să zic așa, dar este unul asumat pentru că știam chestia asta de când am cumpărat-o, ar fi consumul, care normal e un consum ca pentru 300 de cai, cu toate că e un consum foarte, foarte bun. În rest, n-ar fi dezavantaje, e mașină mai nouă, cu kilometri mai puțini, mai silențioasă că nu-i diesel, e benzină și un sunet mai plăcut. Mult mai plăcut. Doar avantaje aș avea. Mă rog, și dezavantajul ar fi prețul de achiziție, dar na. E tot așa unul asumat. E marcă premium față de Volkswagen, exact. Care nu este, exact. Atunci e normal să fie mult mai scump. Păi, eu îți mulțumim că ai venit din nou la emisiunea noastră. Ești primul eu care ai două episoade, pentru... frate. Îmi place să fiu primul. Ești primul care ai două episoade la noi la Stax. Sper să apară și al treilea cu Audi e-tron GT, da, 2026. Să apăsăm butoane, să iasă niște... Păi nu se știe, uite, cum am zis și cu Racism-ul, dacă mi iese și asta cu 2026 cu Audi e-tron, da? GT, noi fi... ne vedem la Stax, îți dai seama. N-ar fi rău. Dacă v-a plăcut, ne dați share, like și subscribe, clopoțel ca să fiți anunțați în momentul în care noi postăm ceva. Și îl urmăriți și pe Teo dacă vreți Fat să 2 fit vedeți pe cum Facebook. Este să trăiți normal și sănătos și să aveți mușchi și biceps, nu țâțe ca mine. Vine Marius, trebuie să opresc asta. Și dacă vreți să mai vedeți live-urile cu mine, ne vedeți pe Patreon. Puteți să ne dați acolo follow, share, subscribe. Opresc? Să-l opresc? Mi-e frică să-l opresc. Băi, de data asta sper că am vino și înregistrat. Vino tu și oprește-l, frate.